Take me up to heaven. Heaven, heaven. Yeah, she got me reaching still. Still. Nothing to stop. Salut! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Școala de Trading. Haideți să vedem cum arată Bitcoin-ul și totodată o să analizăm și Euro, USD și US100 și să vedem la ce ar trebui să ne așteptăm în perioada următoare. După cum ați văzut de ceva timp, în ultima perioadă am tranzacționat foarte mult indici și Forex. Da? De ce? Atâta timp cât cunoaștem analiză tehnică și respectă ceea ce noi am învățat, este păcat să nu încercăm și alte piețe. Da? Gândiți-vă că piața cripto este o piață foarte tânără și o piață foarte volatilă și necesită foarte multă răbdare. Tocmai de asta, dacă sunteți la început și vreți ceva sau altceva în afară de cripto, puteți oricând să încercați Forex, indici, tot ce ține de analiză tehnică. Până la urmă despre asta e vorba. Bun? Haideți să vedem cum arată Bitcoin-ul și la ce ar trebui să ne așteptăm. Bun, vă spuneam eu, foarte important este acest tipar care este bullish. Mai devreme sau mai târziu trebuia să-l rupă și l-a rupt. Da? Totul era să aveți răbdare. Deci atâta timp cât ai răbdare și înțelegi structura, da, unui tipar și nu te panichezi și nu ții cont de știri, de fel și fel de lucruri care să te tragă în jos, nu o să ai niciodată nici cel mai mic gram de incertitudine sau de a nu ajunge prețul acolo. Da? Asta pot să vă spun eu după 5 ani de zile de practică sau după 5 ani de zile de analiză. Da? La început e clar că o să aveți teamă și nu o să știți ce se va întâmpla, dar cu cât vă dedicați mai mult și cu cât o să ajungeți să înțelegeți lucrurile din ce în ce mai clar, ăsta e și motivul pentru care atunci când cineva ajunge în comunitatea mea, chiar mă întreba ieri un domn, cum poți să mă ajuți după mine în a învăța trading? Și am spus, faptul că sunt lângă tine zi de zi e mai mult decât suficient. De ce? Pentru că experiența mea o împărtășesc cu voi. Iar lucrul ăsta se vede și o să vă arăt discuții. Da? De exemplu, spuneam ieri la ora 8, da, că ar trebui, dacă ține canalul ăsta, da, ar trebui, sau cel puțin 0.6 Fibonacci, ar trebui să meargă să testeze rezistența sau poate și mai sus. Da? Și spunea cineva, a urcat, da? E fix acolo, mă gândesc, poate ești Nostradamus. Nu. Exact cum a spus Florin, este cu mii de ore de pe chart. Da? Și exact asta am spus, exact mii de ore de analiză și răbdare. Oricine poate. Chiar vreau să înțelegeți lucrul ăsta, că oricine poate. Atâta timp cât vă dedicați, atâta timp cât aveți răbdare, atâta timp cât nu vă panicați, oricine poate. Da? Credeți-mă. Bun. Și acum haideți să vedem la ce ar trebui să ne așteptăm în perioada următoare. De ce? Pentru că aici este o rezistență foarte puternică pe monthly. Ăsta e și motivul pentru care am testat-o. Dar putem să o luăm. E rezistență. Putem să o lovim și să meargă și mai jos. Sau putem să avem un pullback și să meargă înapoi în partea de jos și apoi să urce. Da? Adică putem să mai avem o corecție și apoi să meargă în sus. Dar mai avem 9 zile. Din punctul meu de vedere, este foarte important ca în astea 9 zile să rupem această rezistență. Dacă nu rupem această rezistență, clar direcția va fi tot în jos. Da? Deci gândiți-vă până la sfârșitul lunii și acum să mergem pe weekly și o să observăm că am avut la fel și pe weekly aceeași rezistență și acum o testăm. Da? Haideți să mergem pe un time frame mai mic, pe daily, și să vedem la ce ar trebui să ne așteptăm. Pe daily e ok, arată bine. Haideți să mergem pe 4 ore. De ce? Este posibil, da? Este posibil ca să testăm aici. Adică a rupt rezistența unde vă spuneam 28.000 și a mers la 29. E posibil să aibă un pullback până la 28.000. Foarte important este să ținem acest suport 28.000. Dacă îl ținem, probabilitatea este foarte mare a doua oară când retestăm 28.900, zona de 29.000, să o rupem.
Dar în momentul de față, cred că mai mult sunt șanse mai mari să avem un pullback până cel puțin aici. De ce? Dacă luăm acest impuls, cred că acolo ar fi undeva un 0.38, da? Dacă nu mă înșel. Cred că chiar și mai jos, da? Dar e foarte important să ținem acest suport. Chiar dacă îl rupem, da, și testăm 0.38 și ne întoarcem repede peste 28.000, sunt șanse foarte mari tot în sus să meargă. Eu cred că corecția s-a cam terminat, da? Deci părerea mea. Dar tot timpul luați în calcul zonele de suport și rezistență. Gândiți-vă că atunci când ai o direcție, e ca și cum cineva vine și vă spune corecția s-a terminat, trebuie să țineți cont de toate zonele de suport și rezistență. Pentru că să confirme acest lucru, trebuie să reacționeze cum a reacționat din 0.6. Exact lucrul ăsta îl spuneam aici, da? Spuneam că trebuie să rupă, da? Și să ia suport 0.6, da? Exact asta spuneam în webinarul de luni, da? Spuneam că e foarte important să rupă și să ia suport, da? Gândiți-vă că exact asta s-a întâmplat. Când a avut creșterea asta, foarte mulți oameni s-au panicat, dar era important să ia suport 0.6 ca să meargă mai departe. Adică instituțiile au intrat în joc și n-au mai dat voie prețului să coboare. Iar asta a clarificat exact direcția. Da? La fel o să se întâmple și acum. Da? Chiar dacă o să aibă un pullback, o să vedeți că o să aibă un pullback până aici ar trebui. Poate și un pic mai jos doar ca să ia lichiditate. Dar suportul cam aici ar fi zona de 28.000. Bun? Haideți să ne uităm și la US100. Iar pe US100, pe mișcarea aceasta când a deschis America, New York, am făcut niște bănuți foarte frumoși. Frumoși de ce? Pentru că am tranzacționat exact New York-ul și totodată am tranzacționat exact în webinar live cu colegii. Da? Și chestia asta, eu cred că a contat foarte mult pentru comunitate și contează. Bun, haideți să vedem la ce ar trebui să ne așteptăm. E posibil ca atâta timp cât suntem sub 0.38 și nu-l rupem să meargă tot în jos. Da? E posibil să vină o corecție mai puternică un pic, adică undeva un 0.6, atâta timp cât ar testa 0.6, tot trendul nu este afectat, da, ca și idee. Observați? Să vede și de aici, probabil, o să creeze un tipar, să presupunem un canal, ceva de genul, și apoi va rupe, da? Când va rupe, putem intra liniștiți long, da? Cu gândul că va merge încă o dată să testeze 15.280. Bun, acum, haideți să ne uităm la EURUSD. EURUSD se pare că a încercat în zona aceasta, exact cum vă spuneam, să creeze un tipar, da? Unde să, ca o reacumulare, adică am avut, două secunde, am avut o creștere, da? O distribuție, acum avem o reacumulare și e posibil când rupe acest tipar să meargă și mai sus, adică să mai încerce încă o dată să mai urce. Da? Foarte important e să așteptați să vedeți că ține 0.6. Dacă ține 0.6, e posibil să vrea cel puțin la 0.7, dacă nu și mai sus, mai exact până la 1.109. Da? Practic de unde a căzut să ia rezistență sau să testeze fiecare nivel în parte de Fibonacci. Bun, haideți să ne uităm și la indicele dolarului. Se pare că a mers și mai jos, vă spuneam eu zilele trecute. Următorul suport, da, ar fi 101, dar gândiți-vă că momentan suntem într-un canal bearish. De ce? Tot ce urcă și coboară, da, asta e un tipar bearish. În momentul când îl rupe, da, așteptați-vă să aibă încă o corecție. Da, uitați tiparul. Da? În momentul când rupe, așteptați-vă să aibă încă o corecție. Bun, în principiu cam atât. Vreau să vă doresc o zi minunată. Nu uitați, dacă vreți să învățați mai multe și vreți să vedeți lucrurile din ce în ce mai clar, vă aștept pe site-ul narcisteodorescu.ro. Puteți oricând să
intrați în comunitatea mea și să încercați să beneficiați de toată experiența pe care am acumulat-o în acești 5 ani de zile. Vă doresc o zi minunată, baftă și Doamne ajută!